Morning Glory și Castel. Să ne înveselim nițel. Și uite cum stăteam noi liniștiți aici și exact prin fața vitrinei noastre a trecut domnul nostru Teo de la Trio, Vio și Costel. Nu vă mai săturați de miștor, bă. Da, jocurile de cuvinte exact când stăteau să moară și-au revenit aici. Eu am un prieten care și-a pierdut casa la jocuri de cuvinte. Iertați-ne, da. Mereu în formă, mereu spiritual, mereu pus pe glume. Pe șoții. Costel, care am înțeles că a primit... Nu, e voie să zicem. Nu e voie să zicem, intră la defăimare. Da, deși da. E adevărat. Dar sună ca o defăimare. Da. Bun, ai venit cu treaba aici, te-am auzit vorbind mai devreme, extraordinar, am văzut femei care plângeau în public, a fost extrem de emoționant, despre cancel culture. Cum s-a ajuns aici, Teo? Deci, ce vorbeam despre cancel culture e că am vorbit prea mult despre cancel culture și am venit după o oră la emisiune de mă întreb ce am vorbit despre cancel culture. Asta am vorbit, că am vorbit prea mult. Că da, nu mai e gata. Hai să... discuțiile despre... Așa, în fine, ai apucat să vezi și tu pe cineva, vreun artist în festivalul ăsta, te-ai dus la vreun concert, ai făcut ceva, ce tot faci? Place foarte mult cum ai ignorat total ce am zis. Păi, păi da, asta e cancel, ți-am dat cancel. M-am simțit ca într-o căznicie mult prea lungă. A fost așa, gen, ai te uitat la buzele mele cum se mișcă și când s-a oprit, ai zis tu ce voi să zici. S-a invalidat total sentimentele. Da, adică, ca ființă m-a invalidat. Da. Am văzut Delia. Da. Ieri seară, o parte din spectacol, am văzut o parte din spectacol Vița de Vie. Așa. Dar de ce doar o parte la asta fiecare? Asta vreau să te întreb și eu, da. Pentru că eu sunt tot timpul în mișcare, sunt ca Argintul Viu, sora. Ia, uitați-vă la el. Niciun mainstage nu mă ține pe mine acolo. Așa, și ce ai mai văzut doar o parte? Am văzut o parte din setul bunului meu prieten DJ Sos, care este un om extraordinar și un artist de excepție și pe care salut și pe această cale. Sigur, după care am văzut o parte din setul lui DJ Crash, care este, vărul nostru japonez și pe care salut de asemenea pe această cale. Și am văzut sfârșitul setului lui DJ Yoda, care a fost foarte mișto. Asta nu e fratele nimănui. Nu, el e vestit ca neavând frate. Sfârșitul setului lui DJ Yoda era de fapt începutul, nu? Exact, bravo. Am ridicat-o la firău și nu dădea nimeni cu capul. Și după aia nu mai știu. O, mai fi văzut ceva. La DJ Vio ai fost? Da, am prins și o parte din începutul setului lui DJ Vio. Da. Care s-a reprofilat cu succes. A făcut un party succes, da? Retro nostalgic, plin de energie. Și n-ai fi zis la cum păreau șalele alea acolo. Aha. Și au fost fani din ăștia care și-au dat tricourile jos, exaltați de prezența lui. Și-au dat brâul ăla de hernie jos. Brâul de iepure. Da, s-au dat jos. Au scos puterea ursului, s-au fregat ălea că la șale așa. Brânca ursului. Și s-au dat cu unguent pe ritmurile muzicii. Untul pământului din ăsta. Teo, spune, ai fost vreodată silit să sar coada la toalete, la un festival, în locul în care... Crezi că o să zici că să sar coada. Așa, mă rog. Am putea. Dacă am fost silit să sar coada... Da, adică nu știu, dacă ai găsit vreo scuză, sunt Teo, iertați-mă, sunt mai special decât voi, trebuie să intru în față. Nu, mi se pare josnic să faci așa ceva. Ei. În schimb, asta vorbeam mai devreme cu Ramona, ieri m-am dus până la cazare, m-am întors. Și m-am uitat, sunt o perioadă mai aglomerată, când venea multă lume în festival și m-a sărit un jandarm coada la control, la control de securitate, m-a sărit ca să mă controleze el. Acum nu vreau să spunem. Eu o secundă am crezut că uite ce om bun mă pune să mă mișc mai repede, că erau încă vreo 10 oameni în fața mea, dar nu, m-a ales pe mine dintre toate fetele din lume. Cred că era fan. Nu vrem să spunem că Teo are o teorie a conspirației. Dar nu e teoria conspirației, dar pur adevăr, nu spune. Și da, și m-a chemat și m-a controlat aprig. Din fir apăr. Da, așa că asta spun că nu am sărit niciodată coada, am fost silit să sar coada de către un jandarmier. Îmi și imaginez, domnul Teo. Da, așa a fix frumos. Așa. Da, așa a făcut. Mi-a arătat cu deci și a zis tu, încoace. Teo nu i-a zis. Da. Măcar Teo? Nu. L-a dezumanizat tot. Nu, și zice asta, că i-am dat autograful ăla într-o silă. Spune, ai mai fost la Electric Castle? Da, în 2019.
Hai să vedem, Mirek de Castle încotro. Rubrica de istorie. Mă, eu data trecută când am fost aici n-am stat în festival, am fost cazat în Cluj și nu e la fel experiența. Acum că mă simt de-al locului, știi? Deja sunt de două nopți aici. Când vin ăștia... da, o căsuță de lemn, probabil. Așa, așa. Mi-a țintit o capcană. Faza e că e o senzație foarte ciudată, pentru că sunt cazat aici de două nopți, mă simt de-al locului. Da, dar... Și când vin oamenii din Cluj în festival, mă uit la ei și zic, uite, viniturile, știi? Zic, uite, vin ăștia de la Cluj. În sfârșit poți să fii superior. Da, da. Zic, uite, mă, vin ăștia de la Cluj. Noi ăștia care stăm aici la Bonții, da, care locuim noi aici. Bonțidenii. Noi bonțidenii. Exact. Ne uităm așa cu superioritate la clujenii care vin pe aici să-și facă treaba, că nici nu iubesc Bonții, dar mă, o folosesc. Ah. Se folosesc de aia. Da. Ți se pare că ăștia de aici, din satul de vacanță, nu, e un sat de vacanță. Ce bun e asta, satul de vacanță. Sunt superi, adică există un sentiment de superioritate pe care îl împărtășiți? Adică te simți parte dintr-o comunitate? Da. Dimineața la duș te-ai întâlnit cu cineva sau ai duș în căsuța nu ta? Nu fac duș. Ai om. Am om care face duș pentru mine. De la un nivel încolo nu mai faci să te atingi singur. Îți dai seama că te duci la duș când ești murdar. Cum să mă ating când sunt murdar? Da, bine. Te uiți în oglindă, eu nu pun mâna pe el. Exact, eu face ceva, nu pun mâna. George, du-te la duș că sunt murdar. Da. Alte lucruri care te-au încântat, poate te-au deranjat. M-a încântat foarte mult platforma de comedie comedybox.ro. Extraordinar. Pe care o reprezentăm aici la... la festival. Dar știi cum se spune în graiul de aici? Că am auzit niște băieți care erau din zonă. Clar erau din sat. Comedy box. Comedy box. Comedy box. Comedy box. Comedy. Apropo de asta, mă bucur că ai ridicat subiectul. Eu pot să vă spun că avem o reducere de 20% pentru toți oamenii care sunt în festival. Total întâmplător, să da, știți. Întâmplător, adică chiar m-am mirat, zic, băi, e telepatie, nu știu. Da. Pentru toate persoanele care sunt acum în festival, reducere de 20%. Ține și nouă o glumă de pe Comedy Box. A, păi nimă! Da, pentru toți, cum se spune, festivalierii. Așa. Da. Mm-hmm. Care au dat năvală. Care au dat năvală. La Castel. Da. Și care au ridicat temperatura în Bonții, da, cu ocazia acestui festival. Festivalier Jackson... după Internaut este, da, cuvântul meu favorit, că există doar la TV. Da, festivalier. Suntem live cu Teo de la Trio Vio și Costel, în continuare, una din glumele noastre preferate, dar proaste, dar în orice caz bine folosite. Și vorbim, probabil vă întrebați ce. Ei, aia ne întrebam și noi. Exact, asta am început. Dar tonul nostru vesel și entuziasmul care dezbatem. Ascunde lipsa de substanță. Mici nimicuri, da. Da. Păi ar trebui să ne povestească, Teo, despre cat sitting. Am aflat despre acest concept de care nu aveam habar. Adică? Are pisici și are dădacă pentru pisică. N-ai dădacă, da, mult, nu este? Facem meditații la franceză cu ele. N-ai de unde să știi cum te mi-au în franceză când ajunge acasă. Adevărul e că da. Mie? Da. Nu, nu, deci mi-au la fel, dar mi-au la sub braț. Ai om la pisică, nu? Da, da, am om la pisică, da. La pisicuță. A, la pisicuță. Am om la pisicuță, da. Și... vine zilnic în sfârșit o glumă. Da, da. Vine zilnic. Vine zilnic omul la pisicuță, da. Voi sunați a... pescăruși. Da, pescăruși sarcastici. Da. Asta e, da. Sunt niște pescăruși care vor să își facă mișto de tine, că tu crezi că eu să râd de la gluma aia, știi? Dar să știi că Mihai poate să facă la fel cum face pescărușul gâdilat. Nu știu dacă ai auzit vreodată un pescăruș care se gâghilă. Cum face pescărușul gâdilat? Ok, problema e că eu îți văd și ochii. Ascultătorii au norocul să nu-ți vadă ochii când faci asta. Și dar... și uită în ochii tăi. Da, asta zic. Asta ce faci zic, asta? Da. Și nu e un pescăruș gâdilat, e un pescăruș care își ascute cuțitele în timp ce ești legat cu scoci de un scaun. Un pescăruș cu barbă oricum. Da, ceea ce... E pescăruș pirat. Da, piș pirat. Ok, te rog, salvează-ne, domnul nostru, salvează-ne. Nu mai poate nici el. S-a dus atât de nici mult. Nici măcar eu nu mai pot să mai salvez conversația asta. Este îngrozitor. Spune-mi dacă te-ai simțit bine la aici, la noi, la Sarmale, la frații noștri secui. Da, da. Pune și tu ce ai mâncat.
ca să spună și el după aia. Păi nu, spun și eu. Ei am descoperit că frații noștri secui au descoperit că la acea bucată de carne în engleză îi zice spider. Da. În română la se spider. Se termină cu dulice. Da, ha. E gen cine se sperie de păianjen. Cum îi spui într-un mod de defăimător unei dudui care se sperie de păianjen? Da. Puianjen. Puianjen. O puianjen. Da, da, a fost foarte bun. Da. Test of Transilvania. Nu, da, da, cam așa ceva, Miră. În fine, cred că putem declara închisă conversația. Pentru că... Oh, dar de-abia mi se deschisese apetitul. De ce? Nu, mă, da, rețineți-mă. Ei, nu, lasă. Bine, lasă, okay, poate aveți treabă, da. Nu vrem să insistăm. Poate te reținem tot. Avantajul vostru e că e foarte răcoare aici. Oamenii nu înțeleg că de asta se îmbulzesc invitații. Aici este singurul loc unde e răcoare în festival. Deci nu vă mai ambalați așa că aveți voi substanță. Oricum vine furtuna, s-ar putea să prindem și noi o ploicică aici la Electric Castle. Astăzi cântă Paolo Nutini. Te duci și tu undeva să vezi o parte din... din ceva? O parte din ceva, dacă... Nu știu cine cânta azi. Paolo Nutini, ți-a spus Adineauri. Eu dezasociam când nu prea ascult. Ok, hai să ne uităm. Nu știu cine e Paolo Nutini. Nu știi cine e Paolo Nutini? Nu. Dar e ok că nici el n-a venit la mine la stand-up. Da, e adevărat, da, și chestia asta. Da, asta e. În fine, dacă vrei să te duci să vezi o parte dintr-un concert, așa, poți să mergi la Paolo Nutini. Paolo Nutini, după okay, care poți să te duci să vezi o parte din concertul Bring Me The Horizon. Nu, dar înainte de Bring Me The Horizon poți să vezi Dub Pistols. Și vezi asta, da. Poți să vezi o parte de la Nina Kravitz. Dub Pistols. Dub Pistols vreau să văd. Dar doar o parte. 20. O parte. 22. Și este și Shadow, cred. DJ Shadow. Nu, cred. DJ Diesel azi. DJ Shadow numai. Shaquille O'Neal? Da. Yes. A început ploaia. Fuck, ești... Nu putem să mai stăm. Acum putem să facem... Tu poți să mai stai. Poți să mai stai. Ești la altă postă aici. Afară, am înțeles. Acum putem să facem concurs de ridicat tricouri rude. Da. Ăsta e momentul. Am și o întrebare. Se ridică pe la spate sau prin față tricou ca să știu dacă mai stau? Depinde sau... unde l-ai prins. Nu, derapajele sunt, adică am dat mașină la etapă de raliu cu derapajele astea. Că tot ce pot să spun este mulțumim, Teo. Mulțumim din suflet pentru conversație. Un jet așa frumos ambalat n-am primit niciodată. Spumos ca de obicei, irezistibil. Efervescent. Exact. Va fi următorul nostru invitat. Costel. Mulțumim foarte mult și spunem lui Teo, abia am așteptat să-i spunem la revedere. Și bineînțeles, abia așteptăm să-i spunem în continuare. Bună dimineața. Morning Glory. Morning Glory. În noroi sunt pantofiorii.